La Iași, o treime dintre pozitivii confirmați în ultima zi provin din 4 focare noi. Alte 8 cazuri raportate astăzi provin de la un focar depistat în data de 10 octombrie la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Hârlău. Izvor, unde au fost confirmate 60 de persoane, 51 de beneficiari și 9 salariați. În momentul de față, beneficiarii pozitivi au fost evaluați de un medic infecționist și rămân în centru. Din păcate, din nefericire, s-a înregistrat un deces la un beneficiar de 79 de ani care prezenta comorbidități. Mai putem spune că ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. Menționăm un alt focar la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități din Hârlău, unde au fost confirmați 3 salariați. Desigur, personalul depistat pozitiv a fost evaluat și izolat la domiciliu. La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihici, tot din Hârlău, au fost diagnosticate 23 de persoane, mai exact 8 beneficiari și 15 angajați. Un al patrulea focar ar fi la Centrul de Servicii Sociale Budăi Armonia, unde au fost confirmate cu noul coronavirus 5 cazuri, un salariat și 4 beneficiari, și aici